Sute de bistrițeni de toate vârstele s-au adunat sâmbătă seara la castelul Dracula din pasul Tihuța pentru a sărbători Halloween-ul într-o manieră deosebită. Costume înspăimântătoare, procesul vrăjitoarei, băuturi ca sângele și momente artistice pline de mister. De toate acestea au avut parte bistrițenii prezenți la balul vrăjitoarelor. E noaptea vrăjitoarelor! Cei prezenți la balul vrăjitoarelor de la castel au avut parte de câteva surprize. Tunelul groazei, sosirea contelui la castel, procesul unei vrăjitoare și arderea pe rug. Eu sunt cea mai mare vrăjitoare a ținutului și o să fac cea mai mare vrăjitorie din noaptea asta. O să măresc noaptea, o să fac cea mai lungă noapte din acest an. Cea mai mare vrăjitorie, că sunt cea mai mare vrăjitoare a ținutului. O vrăjitoare sau o prințesă? Ce avem aici? O vrăjitoare înăită. Pentru ce această costumație? Pentru ce? Vreau să vrăjesc pe cineva în seara asta. Pieți și sărmani bărbați, prea puternice și înfricoșătoare vrăjitoare, vă spun, bine ați venit la castel! Bine v-am găsit! Tot ce s-a întâmplat la castel a fost supervizat de însuși contele Dracula, care a sosit la ceas de seară după ce a vizitat cimitirele din zonă. Cum a fost în tunel? Ce ați găsit acolo? Nu știu, mort, nu spăimântă. Bazat pe o poveste reală, spectacolul prezintă procesul unei tinere acuzată de vrăjitorie. Acum are loc procesul vrăjitoarei. Să judecăm, să ardă pe rug. Unde sunt judecătorii? Completul de judecată, unde? Eu cunosc pe femeia, e nevinovată! E nevinovată, salvați-o! Poate! Cere ajutorul, poate al întunericului! Nici meniul petrecerii nu a făcut notă discordantă de la înfricoșătoarea atmosfera acesteia, astfel că invitații au putut gusta coaste de drac, mici în țeapă, aripi de lilieci și friptură de vampir. În această seară avem gustarea contelui Dracula, aripioare de liliac, bărbății de vampir distruse, coaste de drac, ficate vrăjitoare, cârnați. Atmosfera a fost întreținută de muzică și dansuri medievale.